Lecție pe tema anticorupției pentru aleșii locali din județul nostru. Direcția Națională Anticorupție prin biroul de la Giurgiu a organizat astăzi o acțiune pilot de instruire a primarilor în domeniul anticorupției. Simpozionul a fost prezentat de reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate și ai Direcției Naționale Anticorupție. ANI este o autoritate administrativă autonomă de investigare și desfășoară activitate pe principiile de legalitate, imparțialitate, independență, celeritate, drept la apărare și bună administrare. Și în activitatea sa beneficiază de o independență operațională. Nu solicită și nu primește ordine și instrucțiuni de la nicio persoană sau instituție sau autoritate publică. Singurul organism de verificare al Agenției Naționale de Integritate este un audit public extern care se realizează anual și acel audit ne poate da recomandări pe care noi suntem obligați să le implementăm în actele de evaluare. Aleșilor locali au fost prezentate noțiunile de incompatibilitate și conflict de interese, dar și care este diferența între cele două situații, pentru a nu mai exista confuzii în acest sens. Totodată s-a vorbit despre depunerea declarațiilor de avere și a altor documente similare. După cum știți și dumneavoastră, primim declarații de avere, declarații de interese, verificăm depunerea la termen ale acestora, depunerea la termen ale acestora, ca să fie înțeles, se depun declarația de avere și de interese în următoarele situații, în termen de 30 de zile de la începerea activității sau numirea în funcția publică, în termen de 30 de zile de la încetarea activității sau demnității publice, anual, până pe data de 15 iunie, iar în situațiile în care persoana a fost suspendată din activitate, în termen de 30 de zile de la revenirea din suspendare. Participanții au putut astfel să se familiarizeze cu standardele și măsurile anticorupție aplicate la nivel național pentru a evita un caz de incompatibilitate sau conflict de interese.